Норок на ТЕЦ. Подал Реалто, ще май віть, подин Венеція. Пахар мирно кола, да? Пахар дієць. І кока-кола. Петру Венеція. Чао тутті. Тето мінунато тутті. Тутті мінунато. Андрія Латинікун. На мене. Бе, чи пенсії ми біде на пішні? Да. Тоді хто ляк і мінялся. Парк, щоб у босалата шанж гумцовували. Своїй поїзані мені, хто дус. Там плякат, боєць? Am plecat. Mi-e dușmă. Ne aflăm la Veneția. Suntem pe cel mai mare pod din Veneția, care se numește podul Rialto. Așa capodoperă n-am văzut niciodată în viața mea. Foarte frumos aici. Suntem foarte entuziasmați chiar de așa o locație frumoasă. Asta e un fel fosta a lor curte de justiție, într-un fel. Spune Palatul Dogilor, cei care au condus Veneția timp de sute de ani. E că aici, în palatul ăsta, era decis soarta. Era decis soarta Veneției. Deci dacă erai condamnat, e că aici erai condamnat, în palatul respectiv. Bravo! Bravo! Noroc, băteți! Suntem la Veneție! Plecăm urgent la orașul. Ne ducem în oraș să vedem. Să mâncăm bine într-un restaurant. Sushi, food. Sushi, mușă. Și să vedem piața San Marco. Care vă să nu stai starea, nu stai dimineața. Da. Am plecat. În general. Adem, ne ducem să ne distrăm în oraș. Haideți. Hei. €80 cu gamzola. Da, €80. Dacă poate să luăm, poate. 60, dar nu-ți prânești. 10 este schimb minimul preț. Nu știi, băieți, poftă mare, băieți. Poftă mare. Ceau, ceau, ceau. Ei, da bine, te-a ordinat-o? Da, nu, 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 nu. Am mâncat, binișor? Am mâncat minunat.
Ne ducem la pozul Rialto. Dacă așa un vaporaj, am dat să nu te... Plin cu butuci. Butuci cu ani. Iete celulea nou. Podul Rialto, cel mai vechi pod din Veneția. Tare frumos, făcut din piatră. E tare arhitectură deosebită. E cam așa o aglomerație. Podul Rialto. Hola! Ales mai departe. Vedem ce mai este. Te-ați bucuroși. Hai, domnul Adrian. Dacă înainte toate podurile erau din lemn făcut la dâns, tot timpul. În anii 1400. Podurile este? Da. Nu, și abdeam de eu. Și pot să facă din chiatră, știi, și lor de cadeam pe Rialto. Știam pe alte restul poduri. Mă tine că tot sunt deja 3 poduri mari în Veneția. Dar este cel mai important. Este podul care trebuie într-adevăr să-l vizitez. Îl vedeți și voi, podul în spatele nostru. Așa, mai de sus, dintr-o parte, să vedem cum arată. Înainte când făceau încă podurile în Veneția, ele multe erau drepte, știu. Nu erau șorobuni. Spat și să meargă cai, într-un fel, căruțele. Adică, așa vedeți, era complicat și să ridice o căruță. Și de-am primul și pot să construiască, știi, formă de corp, cu spate de-am meargă și locele și cacheri. E ca chiar și înainte, ca în podul ăsta, era într-un fel comerț. Era comercializat diferite lucruri, de aur. Hai să mai vedem și este interesant, frumos. Hai că avem de vizitat piața San Marco, inclusiv Bazilica. Mergem la piață. Și... Clopotnița. Sigur că da. Hai. Tare. Interesant. Bem apă. Mi s-a uscat în gât, știți, bem apă. Corect? Adrian nu știu că mă lea. Da, nu știu, știu. Știu, simplu, noi am băut câte 3 pisinziac, dar Adrian numai 2, știți. Efectul se vede că nu-i prea bine. Nu te-am luat atât. Haideam, dar să mai săvărăm plăcerea acestui oraș. Ca o Veneția și astfel de străzi. Mici, dar bogate, cu diferite țibușuri scumpe tare. Hola! Păi, tu cum tot ești așa de relaxat ca și oamenii? Eu sunt foarte relaxat. Ce mai relaxat de aici? Poate sunt unii și mai tari, dar eu încă noi vedem. Cred că se vedem mai încolo. Sincer, e tare, tare plăcut. E cald. Bate un vânt răcoritor. Așa e, Coli? Da. Așa îmi place... Este așa un anotimp, cum am fost noi în mai, Barcelona, fix așa era timp, fix așa, cu așa aer răcoritor. Super, nu m-am așteptat dacă așa, într-adevăr, cu timp să ne merim minunat. Biserica, asta e. Din secolul 10 a fost construit. Erau tare mulți culori. Și sunt Grășev. Și sunt Grășev. Și nici cauți. Sunt Grășev, știi.
короче, депуню. Депуню мои гей, мои гей. Депуню сало. Что, ну, тази вам день шкалу. Да сейчас, кажется, как бенил турешки. Что, коне, в клубе. Деменяца, аня, за цара, коне. Что, если грошил? Что, для того, что путь, не мой гонды, не шум фел дегравун, за депуню. Ла, после я ребе, пяц. După cum mă uit eu, uleacul mai slăghit. Da, vedeți ce e de slab. Așa multă lume. Îți închipui și să faci și când însuși festivalul? Da. Adrian, îți imaginezi? Dacă era să mai stăm o zi, era să mai vedem. Că mâinii mei este un fel de festival, tot măști, venețieni. Dacă asta e poarta de la intrare. Dacă am ajuns la marginea pieței. Cred că se văd alte insule. Noi și vedem vreo 3-4 insule. Dar în total ele sunt vreo 120 de insule. Tot Veneția. Mai mari, mai mici. Afară e foarte cald. Afară e minunat. E soare. Bine, bine. 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 Bine, bine.